Cum vezi DX-ul în România? În primul rând, pe forum au fost câțiva băieți care m-au pe serviciu cu unele propagări, că domne, că nu a fost, că în zona ta nu, nu este propagare aia și n-ai cum să prinzi chestii de genul. Iar zis în felul următor, nu mai gata, lăsăm de X-ul la o parte și ne vedem de altele. Nu, că a mai fost și problema că am schimbat și locația unde sunt și să fie și asta o, o scuză. Da. Deci ai avut probleme pe forum cu unii dintre userii, să spui, adică te-au încurcat și te-au indispus. Da, cu unii dintre useri chiar la voi de la București, dacă nu mă înșel, sunt băieți de la București care, hai că m-au luat peste picior, chiar cred că unii moderatori m-au... Asta, chestia asta s-a putea să-mi sufere pe mulți și, și oricum nu mă interesează chiar dacă mă dau afară după forum. Da. Știi cu ce-am putut să prind și ce-am asta a pus. Da. Și alt peisaj care nu ți-a plăcut și care te-a indispus, care a fost de când ești tu pe forum și așa mai departe? Știu chestia, deci începuse un moderator să-mi răzbate joc de mine cu o păgările care le făceam, că domne, că nu este, că pe zona asta nu poți să prinzi așa ceva și probleme de astea. Bine că nu i-am băgat în seamă, eu mi-am văzut de treaba mea și totdeauna eu nu n-am încercat că așa sunt oamenii, unul mai zice, unul mai zice. A fost și treaba asta, m-aș și supărat și câteva de astea. Bine, și m-am lăsat. Da, dar e chestia că indispoziția asta e mare când vezi că îți taie elanul prin faptul să spună că vezi, doamne, că nu e adevărat. Sau uite că nu știu ce, se face o anume diferență, domne, că la tine să prinzi așa ceva. Da. Știi care e chestia? Eu mare măcar am postat pe forum. Bă, ce am putut să prind? Am putut să prind, dar, da și, băi, uite, eu pot. Eu fac acolo, fiecare să-și vadă o pătrățică. Asta timp când nu mai este de mine, nu mai au de tine. Asta timp când toată treaba merge bine, ăla mai și prostie, că nu-i colaborare, nu-i nici colaborare și ceva mișto și... Am înțeles că în alte părți și în alte forumuri și până afară nu se întâmplă așa ceva, mai să vezi. Lumea e unită și unul chiar când a postat ceva, bravo lui și... Dar mi se pare normal. La noi miștoul este baza, dacă ai observat. La noi fără mișto nu se poate trăi. Și fără provocarea de 2 lei care să facă în așa fel încât să-ți arate ție cost, că ar fi el mai mare, dacă a scos un post de televiziune sau radio, se dă roată de cașcaval și așa mai departe, una dintre imaginile românilor care sunt de ultim moment. Da. E, cam care ar fi concluzia finală pentru partea de DX? Să zic așa, concluzia finală, da. Pentru românii noștri, da. Pentru DX-erii noștri, da. Români. Cum îi vezi tu? Zic că ar trebui să se termine cu miștourile. Lumea să fie mai unită și când cineva a postat ceva, să nu mai înceapă cu chestii. De exemplu, păi da, la tine nu se poate, cum să prinzi cu așa ceva, pe zona aia nu se prinde, să terminăm cu treburile astea și să-i facă fiecare de
e treaba lui. Ba, dacă poți să-l ajungi cu ceva, da, vezi că pă... Dau un exemplu. Tu ai altceva, vezi că da, așa ta, cu o colaborare între fiice, ar fi foarte bine, da? Când încep cu miștouă de-astea, e prea... Așa, da. Deci, în concluzie, tu cum îi vezi pe DX-ul român? Deci, cum să zic eu, omul este luat și bazocorit, luat de picior la noi și nu, nu mai cu chestii de gen, nu mai făcut, mai trez, mai frumos, numai bazocoreală și miștocăreală, asta se întâmplă la noi în țară, asta este cu, cu DX. Asta. Deci când își bat joc și așa mai departe, ei, te indispune, nu? Și te face să nu mai faci DX, te înlătură cum ar veni, te face să te abții. Da, te face să te lași, te face să te lași și să-i lași pe ei să vedem, să vadă ei ce fac ei. Să facă ei comunitatea lor, să se strângă fiecare acolo și să facă ei ce urmezi, dacă, hai să zic, eu m-am lăsat astăzi, mâine se lasă altul și altul, că poate să-i curs. Da. Da, și... Da, am înțeles. Să rămână trei și asta e. Da. Dar nu e bine. O să rămână din toată afacerea asta filmele cu care le-am făcut noi. Dacă? Deci și asta o să ne rămâne amintiri. Da, să zic că chestia asta, da, bun. Și ce să mai zic pe final, să vă rămână o amintire așa plăcută, filmele care le-am postat, pozele cu propagări și toate așa vor rămâne pe forumul și să ne vadă toată țara și ce înregistrarea s-a trebuit să... Să rămână să vadă lumea ce, cum se lasă, câte unul ne lăsăm așa, când ar trebui să fim toți uniți. Da, cam asta e. Acum că suntem în 2012, 2013, spre 2015, da. Mai merită să facem DX sau acum este finalul, să ne oprim? Aici trebuie discutat, fiecare cum consideră, să mai continuăm, să nu mai continuăm, depinde pentru fiecare cum vrea, dar dacă ce puși nici cu de-astea nu, știi că se vor da deoparte, poate că vor face nimic, dar nu o să mai posteze nimic o forum, nu o să mai scrie nimic, nici filmări, nici așa, cred că vor face mai mult pentru ei. Nu cum e că e o lucru bună. Pentru că odată ce începi să pui pe forum câte o propagare, câte ceva, deja începe să apară discuții. Asta e omul, ăsta e românul și mai trebuie să mai treacă până vom ajunge la un grad mai mare de civilizație. Cam asta. Mulțumesc foarte mult! Așadar, l-am avut alături de noi pe Ștefan din Buzău, unul dintre DX-erii care a pornit la drumul DX-ului. Cam în ce an? În ce an ai pornit la drumul DX-ului? Păi ce să zic, eu am pornit mai de mult din cel așa, dar nu am făcut, nu am vrut să pun pe forum. Cam tot așa, am vrut să fie și pentru mine. Asta e cu aproximație, 2008 așa. Deci, uitați un exemplu, Ștefan a pornit la DX de prin 2008, iar acum în 2012 a pus stop la DX. Cu părere de rău, acesta a întrerupt DX-ul din cauza bajocurii care o fac DX-erii români. Iată cum această imagine ne arată realul DX din România, adică povara care este pentru începător.
Începătorul este batjocorit, luat peste picior și, bineînțeles, lungi un șut în cur, pentru că mai mari de X-urilor sunt cei care nu suportă să li se atace teritoriul sau să vină în teritoriul lor cineva nou. Când vine cineva nou, acesta este înlăturat, pentru că ei vor din prima să fii bun, să cunoști și să fii unul care să fie la fel ca ei. Oricât ai încercat să le explici și, bineînțeles, să vii cu argumente, ei te vor lua la huleală, pentru că acum în România ei vor să-și facă cerc și au făcut cerc și în cercul acesta nu poți să intre decât cei care sunt cunoscuți sau rude, prietenilor și așa mai departe. Omul de rând va fi luat la șut. Un exemplu clar puteți avea pe Quark, care a fost înlăturat, banat și așa mai departe. Sunt multe, multe alte exemple care în România sunt baze. Acest material este un material special pentru toți cei care vor să asculte Realul de X din România și cum s-a ajuns în acest moment. Cum pleacă dintre noi un DX-er. Spuneam că eu mă voi lăsa de DX din 2013, dar iată în 2012 cum unul a luat-o înaintea mea. Pentru că suntem în acest material, haideți să facem cunoștință cu DX-erii din România. În București sunt următorii DX-eri: Zvartoș, Energy, Octavian Banu, Marluc. În Bacău, Chad Noir. În Brașov, Răzvan și Maus. În Constanța, Ionuț 99. În Buzău, Paco și acum cel care ne-a despărțit de el, Ștefan. În Teleorman, George. Și bineînțeles, în Fundulea, RVX77, Alba, l-avem pe Ionuț. Și bineînțeles, pe Adrian, în Târgoviște. Aceștia sunt toți DX-erii, o mână de oameni care, bineînțeles, îi cunoaștem, îi vedem pe forumuri și așa mai departe. Din toată grupa aceasta de DX-eri, cei mai periculoși la partea de provocări, batjocură și nu numai, sunt RVX77, Adrian de la Târgoviște și, bineînțeles, Octavian Ban. Aceștia tot timpul vor provoca cele mai multe comentarii cu presupunerile lor specifice care să facă în așa fel încât să înlăture oamenii. Cu asta am spus tot și vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc chiar eu lui Ștefan că a donat câteva materiale de DX pe forum în România. Bun. Am asfaltit.